tricoul Craiovei. Salomao. Salomao. Închis. Este Morariu. Regine Bășe. Bu tip anlaşmazlıklar. Olacaktır. Zaten bu tip hazırlık maçlarının anlamı, amacı da. Ciobanu combină cu Chițu în flancul drept. Întoarce Chițu în zona centrală. Țucudean, Țucudean încearcă să treacă acolo pe lângă Morariu. Stai cu Caralin Morariu. A ieșit în tușă Morariu. Stai cu, este out. Neguț. Neguț are o bandă stângă destul de liberă, încearcă să treacă, se pune Morariu în fața lui și, sincer, aflucarea lui Valentin Dima, este deposedat Dima, își lasă postul descoperit și Baloteștiul nu... Iar acum, bineînțeles că sunt nemulțumiți, dar nu trebuie să uite că erau în urmă cu 2 ani, erau prin Liga 3-a. N-a mai urmărit balonul. Eric din nou verticalizat. Țucudean de data aceasta pare că va ajunge și într-adevăr așa se întâmplă. Țucudean, centrarea deviată acolo, cred că... Respinsă de Morariu. Recâștigă balonul în propria jumătate. Locul 7, cel ocupat de Olimpia Satu Mare, este locul de la care se rupe clasamentul în Liga a doua. Juventus, vă mai mult pe contraatac ce s-a fumat, se grăbește Vlad, aruncă lui Costache, duel cu Morariu, mai puternic Morariu. Jocul lăsat să continue, o fază foarte frumoasă construită de jucătorii oaspete. Ciobanu cu centrarea. Țucudean este acolo și cred că va fi doar repunere pe lui. Tudorie din prima, Marinescu apoi încearcă o continuare din curcătură dacă jocul nu merge. Să vedem, Hanca bate lovitura de colț. Centrarea lui Hanca, minge respinsă de Hasan Ali Ebrakçı. Hasan Ali yerden yakın direkteyle pe Wallace, jucător al celor de la Rapid, Liviu Băjenaru. Da, celor de la Glasgow Rangers, după o fază asemănătoare. Încă un atac al celor de la Olimpia Satu Mare, în banda stângă este Voicu. Centrarea lui Voicu, respins. Se busca, spinge Robicek. Bună această preluare în fața lui Marinescu, pasa pe culoar.
Balauro. Ial că nu știe să aude de pe margine, dar Balauro, spre deosebire de mult în Ungaria, jucător de 21 de ani. Așadar, din acest punct de vedere, Lazar, Mehmet Topal, Ozan, Ahmet Han'a doğru. Un gol senzațional reușit de Mertens din prima, fără preluare, fără nimic. Axinte reușește să-i trimită lui Balauro. Bine, bine, din spate aici. Turul 3 preliminar al Europa League, chiar dacă șansele sunt mici de a trece mai departe. Salomão, îl mai vedem și pe el pe teren, să nu greșească prea mult. Și atunci evită să facă prea multe. Hanca, marcaj în zonă al celor de la Juventus. Centrarea lui Hanca, Rivaldinho, ezitant aici. 5-0 geride, Fenerbahçe taraftarı, gol bekliyor, Valbuena'nın ortası. Doman, Doman, un jucător tehnic, am putea spune renăscut în cursul sezonului trecut. O nouă centrare acum pentru Gavi Kânu, rămas în rea. Post. Vorbeam despre Gerito. Cu stânga al binevenit, dar am jucător rămân pe teren. Antrenorii au vizat Luarea minge prea înaltă pentru Remus Kipiliu. Ucea, Lenaru, Luca de Morariu. Centrare la bătaie pentru Artur de Olt, câștigă Morariu, Perul Aerian și... Respinge Morariu, un fundaș central care opționează la colțul scurt. Pleacă de acolo, a venit centrarea. Operație mare, 6 metri, un șut. Dar trebuie să se poată în acest moment bun pentru Iovenincă. O centrare acum, minge al vizat pe... Pe de o parte se răzbune acel 0-3 din tur, pe de altă parte se confirmă că victoria din Cupa României cu Juventus n-a fost o întâmplare, o centrare a lui Băjenaru, în care și este gol! Spunge Mazela, face doar până la Morariu. O, aici... Urmărit de Salomão, primește lungul Morariu, cearcă Juventus să construiască un atac, diagonală previzibilă, Romera.
Smith în această repriză secundă, în atacul voluntariului. Partida de sâmbătă, când s-a disputat această partidă cu Sepsi. Sepsi Sfântul Gheorghe, echipă care a bătut în această etapă cu 7. Măzărache, bună această combinație, șut frumos, puțin... Pentru Juventus București, o centrare moale acolo și ocazie importantă. Cornerul este executat de Liviu Bojenaru. Centrare pe bara a doua. O lovitură de cap a lui